Dragi telespectatori, bine v-am găsit din nou în studio Alfa Omega TV. Alături de noi se află Sami Tuțac pentru a continua o discuție despre mântuire. Bine a venit, Sami, din nou în mijlocul nostru. În ultima emisiune am vorbit despre, în seria aceasta, planul de mântuire al lui Dumnezeu. Am vorbit despre locul crucii, semnificația crucii, semnificația jertfei de pe cruce în acest plan de mântuire și nevoia de raportare individuală la ceea ce Iisus a făcut pentru noi acum 2000 de ani. Și încheiai discuția aceasta cu câteva sublinieri, aceea că mântuirea este atât o intrare pe ușă, o înțelegere a jertfei, un anumit moment, cât și mai ales o umblare pe calea mântuirii. Ne propunem să discutăm astăzi mai mult despre partea aceasta a doua, despre umblarea pe calea mântuirii. Și am intitulat cam un subtitlu mai exact al acestei emisiuni, a discuției noastre de astăzi, Cum pot să știu că sunt mântuit? Acum, e o afirmație, să zic așa, poate că concluzia ar fi trebuit să o tragem la sfârșitul emisiunii, dar se pune problema aceasta să știm sau să nu știm că suntem mântuiți. Cumva să intrăm în discuția aceasta. Poate mulți se vor întreba, nu are sens să punem întrebarea aceasta. O să vedem noi cum stăm cu mântuirea la sfârșitul momentul confruntării și față în față cu Domnul să aflăm. Creștinul ar trebui să se întrebe dacă e mântuit, dacă e pe calea mântuirii, dacă încă mai caută, dacă nu este sigur sau e sigur. Cam asta ar fi, să intrăm în discuția aceasta. Da, deci aș vrea să pornim de la, sigur, de la ideile și conceptele care sunt în mintea oamenilor și apoi o să venim puțin la Scriptură, să vedem, putem să vorbim despre așa ceva, pentru că s-ar putea să fie unii din telespectatori care să creadă că ai pus pe masa discuției o chestiune care nici măcar n-ar trebui să fie luată în discuție, pentru că ar fi o impietate să vorbim despre așa ceva. Sunt creștini și unii dintre ei serioși în umblarea lor, în trăirea lor religioasă, care spun, păi Dumnezeu este Cel care știe dacă cineva este mântuit sau nu. Și ei categoric ar fi împotriva unei astfel de discuții, vin și spun, noi nu putem să știm asta. Apoi sunt alții care spun, păi eu nu simt, nu mă simt mântuit, mă simt păcătos, mă simt nevrednic, mă simt, eu știu, într-un fel sau în altul. Și discuțiile, unii spun, păi la sfârșit, atunci când va veni judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu va coborî din cer de undeva o balanță mare, un cântar mare și va pune faptele noastre bune pe un taler al cântarului, faptele rele pe celălalt și atunci, în funcție de cât de multe fapte rele sau fapte bune vor fi acolo, Dumnezeu va decide dacă suntem mântuiți sau nu. Noi, sigur, astea pot veni din folclor, pot veni din diverse tradiții, diverse discuții, diverse înțelegeri, diverse tradiții. Noi suntem nevoiți să mergem la carte, la Cartea Cărților, la Sfânta Scriptură și să vedem, în primul rând, putem noi să abordăm astăzi, noi doi, o astfel de temă, fără ca să nu comitem un păcat, că vorbim despre asta? Păi Apostolul Pavel, de exemplu, spune bisericii din Corint, le spune, pe voi înșivă, cercetați-vă, și un cuvânt mai arhaic un pic, ar fi pe voi înșivă, supuneți-vă la test. Testați-vă dacă sunteți în credință. Apoi Apostolul Petru vine și spune că oricare dintre noi ar trebui să fim gata oricând să dăm socoteală de speranța care este în noi, de ceea ce Dumnezeu a făcut în noi și despre speranța faptului că într-o zi ceea ce Dumnezeu a început în viața noastră va fi desăvârșit. Iar Apostolul Ioan, acum am luat pe cei mai importanți, ca să zic așa, dintre apostoli, Apostolul Ioan scrie o epistolă întreagă. Prima lui epistolă, 1 Ioan, are tocmai scopul acesta, pentru că el spune, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cei care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică, adică sunteți mântuiți, ca să știți. Deci Sfânta Scriptură nu lucrează cu presupuneri, presupunem că am fi, ci pur și simplu
ne lasă să înțelegem cât se poate de greșit. Și încă ceva, nici nu merge asta cu să ne raportăm la ceea ce simțim, da? Că simți sau nu simți. Aici nu e o chestiune de simțuri, ci o chestiune de credință. Adică dacă cred, dacă mă încred până la urmă în ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul Lui. Și Dumnezeu în cuvântul Lui spune foarte clar, cine crede în Iisus Hristos, El este mântuit. Cine nu și-a pus încrederea în Hristos, nu este mântuit. Cine are pe Fiul, zice Ioan, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. Tocmai fiind un subiect atât de delicat, atât de vital, crucial pentru noi, pentru fiecare individ, ne propunem discuția de astăzi să facem raportări la Sfânta Scriptură din greu. Deci, Tami, te încurajez să citesc din Biblie de ori de câte ori ai nevoie. Chiar pregătind titlul acestei emisiuni, m-am gândit și eu, ne-am și rugat într-un cerc mai restrâns, cum să dăm titlul acestei discuții, cum știu că sunt mântuit sau cum știu că sunt pe calea mântuirii, și Dumnezeu ne-a vorbit în duhurile noastre să fim provocatori chiar prin titlul emisiunii și să vorbim foarte deschis în această emisiune, bazându-ne pe Scriptură. Așa cum ai anticipat, știu că ești pregătit să chiar să pui următoarea parte a discuției sub forma unui test și sfătuiesc pe cei care ne ascultă să fie pregătiți să-și și noteze dacă trec acest test sau nu, pentru că mulți așteaptă acum să vadă ce test, ca să se autoverifice dacă sunt pe calea mântuirii sau sunt mântuiți, o să le propui. Deci există, Sfânta Scriptură ne dă niște metode, ne dă un test grillă, ne dă niște indicații prin care noi ne putem verifica dacă am intrat pe ușă sau dacă suntem potențial mântuiți sau dacă suntem mântuiți în momentul acesta, dacă se întâmplă ceva și mâine plecăm de pe această viață pământeană. Da, și chestiunea asta, deci da, în ce sens? Nu neapărat că Scriptura ne dă un test grillă, dar există o idee care o găsim în fiecare scriere din Noul Testament care vorbește despre mântuire, în fiecare paragraf, ideea este asta. De exemplu, nu l-am amintit deloc pe Iacov și el are o epistolă scrisă, Iacov, fratele Domnului. Unii nu o consideră o epistolă foarte teologică, ea este mai mult practică, dar Iacov e un tip foarte direct care spune așa, dacă ești mântuit, se vede. Dacă nu ești mântuit, tot se vede. Adică se vede că nu ești. Pentru că el ce spune? El spune așa, mântuirea nu este prin fapte, este prin credință, este prin harul lui Dumnezeu, dar este pentru fapte. Pentru că spune el, cine zice că are credință și asta nu se vede din trăirea lui, din faptele lui, e mincinos. Pentru că spune Iacov, zice, și dracii cred și se înfioară, tremură de frica lui Dumnezeu, dar nu împlinesc voia lui Dumnezeu. Ideea din epistola lui Iacov cu privire la mântuire este asta. Dacă tu într-adevăr ești mântuit cu adevărat, asta se va vedea neapărat în viața ta. Și el folosește câteva metafore și una dintre ele este asta. Zice, poate oare o vână de izvor dulce să dea apă amară? Adică ce vrea să spună? O viață și o inimă transformată poate să scoată pe gură înjurături, lucruri rele, poate un om schimbat și transformat să fie plin de ură, plin de răutate, plin de invidie, plin de violență, plin de neiubire, să fie egoist, să nu se uite la nevoile altora, poate, Iacov spune nu. Sau o altă metaforă, zice el, poate un măr sau un păr, pădureț, să dea mere bune dacă n-a fost altoit înainte? Logic că nu se poate. Un om care n-a fost schimbat, care n-a fost transformat de harul mântuitor al lui Dumnezeu, se vede. Pe când unul care a fost schimbat, a fost transformat, este fantastic când te duci și iei din pădure un măr din ăsta pădureț, îl pui în grădină, prinde rădăcini acolo și după aia vii și tai, pui altoiul și peste un an, doi, trei, eu știu, te duci și vezi. Păi dar stai puțin, ăla producea niște mere mici, acre, ți se strâmba gura când mușcai din el și ți se încleșta și îți rămânea acolo și acum iată cum s-a transformat ori în golden auriu, ori în mere Ionatan, ori în ceva frumos. De ce? Pentru că s-a întâmplat ceva. A fost acolo o operație, da? De tăiere și de plantare. Și exact asta se întâmplă la mântuire. E o operație de tăiere, da? Se taie vechea viață, firea pământească, da, vechea natură și are loc nașterea din nou acolo. Este pus ceva, Duhul lui Dumnezeu vine în viața noastră și se întâmplă ceva acolo.
Deci acest lucru este vizibil, este evident, este măsurabil aproape. Este măsurabil. Prin ceea ce creștinul face. Este măsurabil. Altfel, de ce ar veni apostolul Pavel să spună pe voi înși vă supuneți-vă la test? Și apoi mai e ceva foarte interesant, este că de-a lungul istoriei bisericii, credincioșii întotdeauna au fost interesați de ideea asta. Pentru că nu știu dacă o să avem timp să intrăm în această controversă, există o mare controversă despre posibilitatea sau imposibilitatea pierderii mântuirii. Adică ideea de a rămâne sau nu în mântuire. Și de-a lungul istoriei bisericii, oamenii s-au întrebat și au pus întrebarea asta. Cum putem fi siguri că suntem creștini? De ce e asta important? Păi este foarte important pentru că un creștin nu poate fi eficient sub nicio formă în a ajuta pe alții să vină la Hristos, să fie mântuiți, să găsească mântuirea care Dumnezeu o dă prin jertfa lui Iisus Hristos, dacă el însuși nu este sigur de mântuirea lui. Tu, dacă, de exemplu, ai fi bolnav de o anumită boală, da, și ai fi vindecat, nu ai spune cuiva, măi, ăsta este medicamentul care m-a vindecat, dacă găsești pe cineva care are aceeași boală. Păi exact asta e și aici. Tu trebuie să fii sigur, măi. Funcționează în viața mea și a funcționat la mine. Sângele lui Iisus Hristos este medicamentul care vindecă oamenii de boala păcatului. Nu există altceva. Dar tu dacă nu ești sigur că tu ai fost cu adevărat vindecat, și vorbim acum figurativ, deci în sens spiritual, deci dacă tu nu ești sigur că ai fost mântuit cu adevărat, cum poți să te duci să spui altora? De exemplu, cu câteva secole în urmă, era o grupare de credincioși în Biserica Angliei, în Marea Britanie. Ei au fost numiți puritani, pentru că lupta lor a fost pentru o viață mai pură. Și acești puritani, mi-am notat aici, aveau câteva teste și spuneau ei așa: dacă este în tine dorință fierbinte după puritate și sfințenia vieții, asta este ceva care dovedește că tu ești cu adevărat mântuit. Apoi, încă ceva ziceau ei: dacă te porți frumos în familia ta, dacă ești harnic și corect în munca ta, să nu vă mirați și să nu se mire nimeni că țările care sunt cele mai dezvoltate astăzi sunt cele care au fost, baza economiei lor a fost pusă de către puritani. Și mă refer la Anglia, America, unele din țările Nordului, da? Deci să nu ne mirăm. Au fost acești puritani care spuneau așa: muncește cât poți, da? Muncește cât poți, economisește cât poți și dăruiește cât poți. Nu cheltui cât poți, ci dăruiește de la alții. Ce oameni au fost aceștia care munceau ca să dea la alții? Ce a determinat tocmai asta? Ei spuneau: dacă tu ești harnic și corect și credincios în munca ta, asta demonstrează că tu ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, ești mântuit. Dacă iubești părtășia cu Dumnezeu și dacă ești preocupat de lucrurile lui Dumnezeu, dacă te preocupă sfințenia și trăirea după voia lui Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu. Apoi, ei mai aveau încă un test. Spuneau: dacă perseverezi până la sfârșit, dacă până la sfârșitul vieții tale rămâi în credință, rămâi aproape de Dumnezeu, rămâi în slujba lui Dumnezeu, rămâi în ascultare de Dumnezeu. Și de fapt așa spune și Scriptura. Domnul Iisus spune: cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Apoi mai era ceva, spuneau ei: dacă cineva are o bună mărturie pe patul de moarte. Efectiv se uitau, deci te rog să observi, se uitau la începutul vieții, la modul cum se desfășura viața în toate domeniile, în de, toate activitate. Domeniile de activitate, dacă rămâneai pe cale până la capăt, având o mărturie bună, o mărturie bună, și se uitau la cum încheiai. Conform, sigur, întotdeauna ei se inspirau din Scriptură, conform cu Evrei 13 cu 7, care spune: uitați-vă cu luare aminte la sfârșitul felului de viețuire al înaintașilor voștri. Și ei spuneau: dacă cineva are o bună mărturie pe patul de moarte, atunci omul acela cu siguranță. Deci observi
Trei teste majore aveau ei, da? Era testul sfințeniei și a trăirii vieții în toate domeniile, testul perseverenței, a rămânerii pe cale până la capăt și testul final. Cum ți-ai încheiat? Acum mulți o să zică, să așteptăm testul final, să e ușor de dat, să trăim noi cum putem trăi. Asta, testele puritanilor în România ar merge pus acum în aplicare. Cred că ar fi o provocare majoră pentru fiecare creștin din România. Deci testele puritanilor cred că ar fi o provocare majoră pentru creștinii din toată lumea la ora asta, pentru că astăzi domnește mult în foarte multe zone și domenii ale creștinismului, domnește superficialitatea. Ori oamenii ăștia au fost, multe putem spune despre ei, și pozitiv, și unii au spus și negativ, unii chiar au crezut că puritanii nici nu știau să râdă. E o poveste urâtă, nu e adevărat. Știau să râdă foarte bine, știau și să se distreze, știau și să se bucure. Dar un lucru nu pot fi acuzați și nimeni nu-i poate acuza, nici prieteni, nici dușmanii, că au fost superficiali. Nu au fost superficiali în nimic. Absolut tot ce au făcut, au făcut cu dăruire, au făcut cu pasiune și atunci când au disciplinat pe cineva, că disciplina la ei era foarte serioasă, de exemplu, spunea Benjamin Franklin, care și el a fost inspirat din teologia puritanilor, spunea așa, de exemplu, numai ca să vezi ce logic aveau, zicea așa, de exemplu, dacă tu pleci de la lucru 2 ore, tu nu numai că ai pierdut 5 cenți cât puteai să câștigi pe alea 2 ore, dar gândește-te dacă tu investeai ăia 5 cenți care ai pierdut, câți bani puteai să faci și cât puteai să dăruiești pe urmă. Și dacă ai fost și sigur ai fost în America sau în Anglia, te duci și vezi majoritatea clădirilor, universităților, clădiri publice, parcuri, grădini zoologice, parcuri de distracții, nu mai vorbesc de biserici, spitale și multe alte lucruri, găsești placa. L-a construit cu tare sau cu tare din toți banii care a strâns. De exemplu, se spune despre John Wesley, un mare om din zona Angliei, un lider al bisericii metodiste, că pe tot parcursul vieții lui a fost foarte bogat. Avea investiții peste investiții, dar când a murit sărac. N-a avut niciun ban, pentru că toți banii i-a donat bisericilor, societăților de caritate, spitalelor, și toată viața lui a investit în imobiliare, în tot ce a putut. Dar nu pentru el. Nu pentru el. Ci efectiv ca să dea celor care aveau nevoie. Acum gândește-te, dacă ăștia ar fi în România, dacă ar fi așa ceva în România și dacă ar fi oriunde în lume, pentru că oamenii sunt superficiali. Superficial cu privire la mântuirea lor, superficial cu privire la trăirea lor. Mă, să rămânem cu ideea că ne putem cumpăra într-un fel mântuirea donând, punând banii noștri în diverse lucrări. Sper că nu rămânem cu asta. Nu, deci să fie clar. Da. O să erau... zic că mulți, tot ce simplu este, uite, de mâine îmi dau banii și am rezolvat problema mântuirii. Ei erau adepții, poate la extremă, al mântuirii prin har. Ei puneau un accent exagerat chiar pe suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Dar sigur, puneau accent și pe responsabilitatea umană. Ei spuneau, mântuirea este prin har, nu prin fapte. Doar ei de aia s-au despărțit de Biserica Romei. Pentru că Biserica Romei propovăduia o mântuire prin har și fapte. Ei s-au despărțit, doar reforma, toți reformații, și Luther, și Calvin, și toți ceilalți, pentru că puritanii erau toți calviniști, erau adepți ai teologiei lui Calvin. Da? Ei toți credeau în mântuirea prin credință, prin har. Dar nu credeau într-o mântuire ieftină, ci într-una care l-a costat pe Dumnezeu, jertfa lui Iisus Hristos, jertfirea Fiului Său. Și ei spuneau, tu ești mântuit prin credință, dar trebuie să-ți demonstrezi mântuirea prin ceea ce faci, inclusiv. Ei nu făceau asta obligat. Nu îi obliga nimeni, era alegerea lor. Aici e diferența. Nu obliga nimeni, era alegerea lor. Puteau să nu o facă. Hai, mai departe să arătăm că multe din aceste lucruri se aplică și în zilele noastre. Te-am auzit în urmă cu ceva luni de zile la o conferință de tineret. Sami, ai încercat să dai acest test de care anunțam la începutul emisiunii, să propui un test tinerilor care participau la acea conferință de tineret și țin minte că ai definit 3 categorii de teste. Dacă crezi, haide să... Și cei care ne ascultă ar putea chiar să vadă. Trec testele acestea sau nu? Da, deci... Într-adevăr, toate aceste teste, deși putem să ne uităm în mai multe cărți din Scriptură, toate aceste teste le-am luat din prima epistolă a lui Ioan,
care spuneam ceva mai înainte, această epistolă a fost scrisă cu scopul ca noi să știm că suntem mântuiți sau nu suntem. Să știm sigur dacă avem mântuirea sau nu avem. Epistola scurtă, așa a fost principalul scop al acestei... Scurtă, exact, are 5 capitole și aici Ioan prezintă 3 examene sau 3 teste majore. Primul este examenul credinței în Hristos sau l-am numit testul doctrinal. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă ce crezi tu? Dacă crezi bine. Și am să citesc doar din capitolul 4 din 1 Ioan, spune așa: prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit și mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El este chiar în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ce spune Ioan aici? Dacă vrei să te examinezi, să știi dacă crezi bine, atunci trebuie să crezi că Dumnezeu s-a întrupat în Iisus ca și Hristos, ca și Mesia. Că nu e un alt Mesia, nu e un alt Hristos care vine. Unii vin și spun, a, Mesia e unul, Hristos e unul, Iisus e altul. Iisus cel istoric a trăit atunci, de el a fost doar un om. Nu, nu, spune Ioan, Iisus cel care s-a întrupat este Fiul lui Dumnezeu. El s-a întrupat în om, dar el este Dumnezeu întrupat. Și dacă nu crezi asta, atunci spune Ioan, nu crezi bine. Și primul examen este ăsta: asigură-te că ai crezut în Hristosul Scripturii. Și ai înțeles exact. Și ai înțeles exact. Pentru că uite-te ce se întâmplă astăzi. Și musulmanii sunt gata să-L accepte pe Iisus ca un profet. Și alte religii sunt gata să spună, da, Iisus a fost un mare învățător. Sigur, sunt unii atât de citiți și de instruiți încât spun că Iisus nici măcar n-a existat, că e doar o poveste, o fantomă, un mit. Sigur, oamenii ăștia n-au citit prea multe. Sau care neagă divinitatea lui Iisus Hristos. Sunt foarte multe. Da Vinci, sigur, pe Iuda. Da, da, deci asta e o altă poveste. Unii efectiv spun Iisus e un mit. El n-a existat. Dar cei care studiază cu atenție istoria și care studiază izvoarele istorice care le avem la dispoziție, păi nu există în antichitate un eveniment care să fie mai bine documentat sau viața cuiva mai bine documentată decât viața lui Iisus Hristos. De exemplu, doar așa întreagăt, despre campania lui Hannibal de cucerire a Romei, avem doar 2 surse care vorbesc despre ea în toată istoria antică și curios lucru pentru cei care nu știu, cele 2 surse se bat cap în cap. Singurul lucru comun care l-au este că Hannibal a mers să cucerească Roma și că ce s-a întâmplat cu el. Dar în rest, totul se bate cap în cap. Pe când despre Iisus Hristos, despre viața Lui, moartea Lui, învierea Lui, lucrările Lui și tot. Lucrările Lui, avem nenumărate resurse. Sigur, oamenii inteligenți de astăzi, mulți, își dau seama că e o prostie la ora asta să-L negi pe Iisus cel istoric. Dar ce vor ei să facă este să-L desparte pe Iisus cel istoric de Hristosul lui Dumnezeu. Da? Ori apostolul Ioan spune, și Ioan se confrunta atunci cu această problemă, era o erezie numită erezia gnosticistă a unor oameni care spuneau că ei au o cunoaștere mai înaltă și făceau o diferență între Iisus, cel care a trăit pe pământ și care n-a fost Fiul lui Dumnezeu, a fost oarecare creatură, și Hristosul despre care spunea Biblia că o să vină și tot felul de lucruri din astea ciudate. Unii vin și spun și astăzi, noi ne închinăm aceleași Dumnezeu la care vă închinați și voi, dar avem o problemă cu Iisus. Pentru noi Iisus este unul din ceilalți profeți. Sigur, cu o învățătură frumoasă, cu o trăire frumoasă, un model pentru noi. Dar Ioan spune, Iisus este Dumnezeu. Aici e problema. Și a-L nega pe Iisus
înseamnă că îl negi pe Dumnezeu. A-L nega pe Iisus ca Dumnezeu înseamnă a-L nega pe Dumnezeu. Și a nega pe Fiul înseamnă a pierde prezența lui Dumnezeu, a nu avea parte de El. Exact asta spune Ioan. Să citesc și aici. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 23. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Deci ăsta e primul examen. Înțelegerea corectă a ceea ce este Iisus Hristos, lucrarea Lui, divinitatea Lui, faptul că El este Dumnezeu întrupat printre exact. Oameni. O înțelegere corectă și acceptarea acestei lucruri. Mai mult decât lucrarea Lui, mai mult chiar decât jertfa Lui în primă fază, persoana Lui. Cine este El? Deci ce vrea să spună Ioan este, așa cum el deja a făcut-o în Evanghelia lui, când spune, chiar început, așa începe Evanghelia după Ioan, la început era cuvântul și cuvântul sau logosul era cu Dumnezeu și logosul era Dumnezeu. Da? Și apoi spune și logosul, zice în versetul 14, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Vorbim despre Iisus Hristos. Și ce spune Ioan acum? Dacă crezi orice vrei tu despre Iisus, dar nu că El este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, nu crezi bine. Și? Și nu ești mântuit. Nu poți să fii mântuit. Pentru că nu poți să fii mântuit decât printr-o credință. Poți să mergi la biserică, poți să fii parte din orice fel de cult sau religie. Da. Sunt foarte mulți astăzi care întreacăt așa, amintesc și de Iisus, că e bine să-L bagi pe lângă alte lucruri. Dar asta nu te ajută cu nimic. Apoi, asta e primul test numai. Asta e numai unul. Testați-vă, dragi telespectatori. Bifați dacă înțelegeți exact cine este Iisus Hristos și dacă ați primit asta în inima dumneavoastră. Testul 2 este testul moral sau examenul neprihănirii și al ascultării. Al trăirii în sfințenie și al ascultării. Capitolul 2, versetele 3 la 6. Și prin aceasta știm, și te rog să observi, capitolul 2, 1 Ioan capitolul 2, da. Te rog să observi un lucru. Cuvântul știm este un cuvânt cheie în prima epistolă a lui Ioan. Apare de... Ca și cum ar fi o certitudine, exact. Nu presupunere sau... Nu vorbim de presupunere. Vorbim la prezent. Sfânta Scriptură lucrează cu certitudine. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta, observi, știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască el cum a trăit Iisus. Și acum dacă cineva mă întreabă, dacă vrei să mă întrebi cum a trăit Iisus, mă bucur că vrei să mă întrebi, îți spun, citește Evangheliile și vezi cum a trăit Iisus. Citește Evangheliile și vezi ce a făcut Iisus, cum a trăit Iisus, cum s-a raportat El la oameni, cum s-a raportat la oamenii săraci, cum s-a raportat la oamenii necăjiți, cum s-a raportat la oamenii obosiți de stresul vieții, de păcatele lor, de povara religiozităților și a tradițiilor care apăsau în vremea aceea și a legalismului lor și a multor lucruri, cum s-a raportat la cei mai păcătoși dintre oameni. La un moment dat spune, Iisus stătea la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Asta era categoria cea mai groaznică, erau vameșii, prostituatele și pleava societății, cei care n-aveau nicio noimă în viață, niciun scop. De ce vameșii? Pentru că ei erau de fapt colectorii de taxe, care luau taxele de la evrei și dădeau la Imperiul Roman. Și erau excluși cu totul, n-aveau nici ce să caute la templu, nu mai aveau nicio moștenire în Israel. Și Iisus stătea și cu ei. Vrei să știi cum a trăit Iisus? Păi el așa a trăit. Vrei să știi cum s-a raportat Iisus la dușmanii lui? Păi când l-au bătut, s-a rugat pentru ei. Când l-au scuipat, a spus, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Când au strigat la ei, el a tăcut la el, a tăcut și n-a strigat la ei. Cine zice că rămâne în el, ce înseamnă că rămâne în el? Adică cine zice că e mântuit. Asta e ideea. Trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. O să spună, da, testul acesta ar fi fost mai ușor de luat în timpul Domnului Iisus. Nu era atât de multe provocări pe calea aceasta vieții neprihănite a Sfințeniei.
E mai greu de dat, de trăit o viață neprihănită, morală, în secolul 21. Nu era ușor nici atunci, pentru că moralitatea nu era cu nimic mai grozavă decât acum. Să nu uităm că domina atunci lumea, Imperiul Roman. Dar din punct de vedere al culturii și al moralei, domina Grecia antică. Pentru că Roma, la început, a pus foarte mult accent pe etică, pe morală și așa s-a ridicat Roma. Când a început să decadă, a fost după ce au cucerit Grecia și au preluat de la greci morala lor, etica lor, valorile lor. Și iată ce spuneau grecii în vremea aia, ca să știe unii cu ce se confruntau oamenii. Grecii spuneau așa, filozofii greci, mari oameni ai vremii, pe care noi studiem la școala astăzi, la ora de filozofie. Da? Spuneau așa, ziceau ei, noi avem soții ca să ne nască copii. Avem curtezane ca să ne distrăm cu ele și avem prostituate ca să mergem la ele oricând avem nevoie. Dar dragostea la cel mai înalt nivel este dragostea pentru un bărbat. Asta era cultura, asta era morala. Homosexualitatea era o virtute cum nu s-a mai întâlnit. Asta era morala lor. Asta erau valorile societății. Și romanii le-au preluat de la ei. A fost chiar una dintre împărătesele Romei care ieșea noaptea din palatul ei pe ascuns și servea într-un bordel din Roma. Servea acolo ca și prostituată. Asta era moralitatea. Și încă ceva? Păi când Evanghelia a început să se răspândească în cetățile grecești, erau comunități de evrei în aceste cetăți și sigur ei au fost primii care au primit Evanghelia, dar au fost și dintre ceilalți, dintre neevrei. Și toată societatea asta în cetățile grecești era construită pe caste, un fel de sindicate. Era sindicatul pielarilor, sindicatul negustorilor, sindicatul constructorilor și toate sindicatele astea aveau serbările lor lunare sau anuale la care toți trebuia să participe și toate astea se terminau cu orgii sexuale, cu sex în grup, cu beții, cu orgii, cum nu s-au mai întâlnit. Și când cineva devenea creștin, știi care era provocarea? Provocarea era ce fac de acum încolo? Pentru că dacă nu mai participai aici, erai exclus de la viața societății și erai un om mort. Și familia ta era sortită sărăciei și foametei și pieirii și nu mai aveai nicio șansă. Erai marginalizat de societate. Deci să nu care cumva să creadă cineva că era mai ușor atunci, că era morala nu știu ce. Nici vorbă. Noi acum ne chinuim din răzputeri să ajungem la nivelul înalt de morală, dacă se poate numi așa, cu ghilimele de rigoare, al societății grecești și romane de atunci. Și se vede că suntem pe drumul cel bun, dacă se poate spune așa, pentru că cu avânt revoluționar ne ducem înspre distrugerea societății. Deci asta ar fi testul al doilea al vieții. Testul al doilea, ca să-l rezum, este așa. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Chemarea fiecărui creștin este să trăiască ca și Iisus Hristos. Pentru că aș vrea să mai spun ceva. Noi am vorbit, cred că chiar în emisiunea trecută, despre faptul că Iisus a venit să moară pentru noi, a venit să ne dea o învățătură extraordinară, dar printre altele, Iisus a venit aici să ne arate cum poate un om să trăiască o viață dumnezeiește. Într-o societate cum ai descris-o? Coruptă, așa cum era ea atunci. Și așa cum este și acum pentru creștinul secolului 21. Cum este și astăzi. Cineva, dacă e curios, să vadă o descriere a societății din vremea Apostolului Pavel, care se aseamănă perfect cu ceea ce trăim noi astăzi, să citească Romani capitolul 1, de la versetul 18, începând. Și să lămurește și poate să vadă ce spune Apostolul Pavel descriind în Romani, capitolul 1, societatea din vremea de atunci și societatea din vremea de astăzi. Deci cine vrea să completeze testul acesta n-ar decât să identifice diverse probleme, aspecte ale vieții lui care țin de sfințenie, moralitate, comparându-le cu cele lucrările pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, da, și raportările lui și să-ți verifice poziția lui. Exact, să fie foarte clar. Noi nu putem face afirmații gratuite și să spunem, eu am crezut teoretic, am crezut în Hristos, sunt mântuit și îmi văd de treaba mea. Pentru că nu există așa ceva. În primul rând,
în limbajul Scripturii, a crede înseamnă a asculta, înseamnă a te încrede cu totul în Dumnezeu și apoi, dacă crezi cu adevărat, asta trebuie să se vadă în trăirea ta. Și interesant, mai este încă un examen. Al treilea, zici. Al treilea examen. Sau categorie tot de teste. Da, sau categorie de teste. Este examenul dragostei. Sau testul social. Asta pare cel mai ușor, nu? Nu-i deloc ușor. Nu-i deloc ușor. În Ioan capitolul 13 sunt aici redate cuvintele Domnului Iisus. Domnul Iisus se afla cu ucenicii lui, spune Ioan, în camera de sus. Înainte de a fi arestat, înainte de a merge în Ghețimani, era în locul unde a pus bazele cinei. Cina cea de taină, pentru prima dată a avut loc acolo, cina noului legământ, în această cameră de sus. Și foarte interesant, scena aceasta a prezenței Domnului Iisus în Joia Mare, în camera de sus, împreună cu ucenicii lui, începe chiar în Ioan 13, spunând așa Ioan, Iisus, fiindcă i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Și în Ioan 13, versetul 34, 33-34, Domnul Iisus spune așa, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Adică, ce spune Iisus? Despre dragoste se vorbește și în Vechiul Testament. Cartea voastră de vizită în fața altora este dragostea voastră unii pentru alții. Acum mi-ai servit mingea la fileu. Tocmai se naște o întrebare logică. De ce spune Iisus, vă dau o poruncă nouă? Păi înseamnă că era și una veche. Da, era. Tot despre dragoste. Exact. Dar știi cum suna porunca veche? Porunca veche spunea așa. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da? Acum, când Domnul Iisus spune vă dau o poruncă nouă, el avea la dispoziție în limba greacă sunt două cuvinte pentru nou. Unul care înseamnă nou, dar e ceva diferit decât, de exemplu, eu am aici un pahar și vreau ceva nou aici, aduc un pahar cu tot alb, altul. Aduc o sticlă. Da? E ceva nou. Dar pot să aduc un pahar care să fie de o calitate net superioară la asta. Și cuvântul ăla în greacă e kainos. Și cuvântul de aici, din Ioan 13, este kainos. În ce constă noutatea și în același timp superioritatea poruncii noi față de cea veche? Referitoare la dragoste. Referitoare la dragoste. În ce constă? Păi iată în ce constă. În vechea poruncă, măsura iubirii pentru celălalt era iubirea pentru mine însumi. Pare o măsură destul de mare. Foarte mare. E greu să îndeplinim acum. Foarte greu. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acum, în noua poruncă, măsura iubirii pentru celălalt este măsura iubirii lui Hristos pentru noi. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și în Ioan 15, în aceeași cameră de sus, în aceeași discuție, puțin numai mai încolo, ca să fie sigur că au înțeles, Domnul Iisus le mai spune odată, aceasta este porunca mea. De ce spune asta? A dat el numai o poruncă? În mod normal ar fi trebuit să spună aceasta este una din poruncile mele, pentru că ăsta e adevărul. El a dat mult mai multe porunci. Dar când spune aceasta este porunca mea, sublinează faptul că aceasta este porunca de cea mai mare importanță. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu și spune, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și voi sunteți prietenii mei, spune el, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Deci, observi cât de sus ridică Domnul Iisus ștacheta, spune, da, vechea poruncă spunea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar acum eu vă spun că nu-i de ajuns asta. Că pe frații voștri, pe cei de aceeași credință cu voi, pe cei care sunt parte din trupul lui Hristos, ca și voi, pe cei pentru care a murit Hristos, ca și pentru voi, trebuie să iubiți cu dragostea lui Hristos. Adică zice Iisus, cu dragostea cu care eu v-am iubit. Dragoste jertfitoare. Dragoste jertfitoare. Adică mi-am dat viața pentru voi. În felul acesta v-am iubit eu. Și acum
Numai de unde să citesc, pentru că am aici mai multe pasaje. Trebuie să subliniez această idee, pentru că e important. Mulți să spună, bun, primele două teste au fost mai simple, dar la capitolul acesta, dragostea și tacheta, e foarte sus ridicată. Da, este e sus. E greu pentru mine să iubesc cu, cum iubesc pe mine pe aproape, dar să iubesc cu dragoste. Este sus. Dar uite ce spune aici. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Adică de la început de când? De când a dat-o Domnul Iisus. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, adică la Hristos, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăște și lumina adevărată răsare chiar. Cine zice că este în lumină, 1 Ioan capitolul 2, versetul 7, 8, 9 și o să citesc până la 11. Cine zice că este în lumină? E o altă formă de a spune ce spune Iacov în epistola lui, cine zice că are credință. Adică să traduc, cine spune că e mântuit. Care e subiectul discuției noastre de astăzi. Da. Și urăște pe fratele său. Este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină. Și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Sfânta Scriptură folosește metafora asta a întunericului și a luminii și spune, noi am fost în împărăția întunericului. Adică n-am înțeles lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu până ce Hristos, lumina lumii, n-a venit să ne lumineze. Și acum noi am fost aduși la lumină. Mai mult decât atât, Domnul Iisus spune, voi sunteți lumina lumii. E adevărat, noi trebuie să știm asta în smerenie, că El este lumina lumii cu L mare, noi suntem numai cu L mic și suntem exact cum e soarele cu luna. Noi suntem luna, El este soarele. Luna doar reflectă lumina de la soare. Și noi putem reflecta lumina lui Hristos în întunericul lumii dacă stăm conectați la sursa de lumină. Hai să mai citesc ceva. Capitolul 3, de la versetul 11, dar n-am să citesc de acolo, am să citesc de la 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. E vorba de moartea spirituală. Da? Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Exact. Eu despre dragostea fitoare. Exact. Și acum fii atent. Că trece la o chestiune foarte practică. Pentru că e foarte ușor să spun, Tudore, îmi dau viața pentru tine. Și tu poți să-mi spui, păi Sami, uite, dacă vrei să-ți dai viața pentru mine, eu mulțumesc, numai că nu am nevoie acum chiar să mori pentru mine, dar am nevoie să-mi dai 100 de lei măcar că n-am ce să mănânc. Și eu să spun, Tudore, Domnul să te binecuvinteze, mă rog pentru tine. Știi ce spune Iacov, pe de altă parte? Ești un mare ipocrit. Ești un mare ipocrit dacă faci asta. Auzi ce spune? Dacă cine are, dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și închide, își închide inima față de el, cum rămâne el în dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Da? De exemplu, în relația de familie, dacă tu îi spui la Mirela sau eu îi spun la Simona, te iubesc, ea spune, păi cum? Arată-mi, demonstrează-mi. Soția îi spune soțului adesea, dacă într-adevăr mă iubești, păi demonstrează-mi asta, arată-mi că mă iubești. Copiii așteaptă de la părinți. Hei, Domnul Iisus spune, în relație dintre voi, și asta spune Ioan aici, dacă spui că iubești, demonstrează. Pentru că uneori a da viața pentru cineva nu înseamnă neapărat să mori. Sacrificiu suprem. Sacrificiu suprem. A-ți da viața pentru cineva înseamnă să dai din timpul tău, să dai din atenția ta, să dai din banii tăi, să dai din bucata ta de pâine cuiva care are nevoie, să fii gata să dai din bucata ta de pâine cuiva care niciodată nu o să poate să-ți dea și el din bucata lui, să fii gata să dai cuiva care s-ar putea să nu-ți spună mulțumesc. Și știi ce afectați suntem noi când dai cuiva ceva sau faci ceva și spune nici nu mi-a zis mulțumesc. Păi răsplata
e în altă parte. Acum, sigur că e frumos ca omul, când a primit ceva, să spună mulțumesc. Dar nu te aștepta la asta. Ei, ăsta este un test, aș zice eu, foarte greu. Dar ceea ce determină pe un credincios să facă asta este dragostea lui Dumnezeu care i-a copleșit inima. Dragostea lui Dumnezeu care i-a umplut inima. Și această dragoste este cea care ne ajută să iertăm pe cel care ne-a greșit. Ne ajută să-l ajutăm pe cel care e nevoie. Ne ajută uneori să-l ajutăm chiar și pe cel care ne-a făcut rău. Pentru că, foarte interesant, Scriptura spune, cea mai bună metodă de răzbunare față de cineva care ți-a făcut rău este să-i dai pâine când e foame, să-i dai apă când e sete, să-i faci bine când are nevoie să-i faci, să fii lângă el când are cea mai mare nevoie. Și aceasta discutând în contextul mântuirii, nu ca doar ca impresie, ci în legătură directă cu siguranța, cu manifestarea stării noastre de mântuire în care suntem. Bun, acum, revenind la discuția asta, când cineva are în viața lui toate lucrurile acestea, are în viața lui credința adevărată, are în viața lui trăirea în sfințenie, are manifestându-se în viața lui dragostea lui Dumnezeu pentru semenii lui și în mod special pentru frații lui, omul acela poate fi sigur, bazându-se pe ce spune Dumnezeu, sigur, noi trebuie să fim smeriți, nu ne bazăm pe meritele noastre, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. A nu mă încrede în Dumnezeu că El m-a mântuit și mi-a dat o mântuire veșnică, mi-a dat o mântuire extraordinară în Iisus Hristos, înseamnă a-i pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu. Scriptura. Scriptura, spune, da. Adică Dumnezeu spune, dacă asta s-a întâmplat în viața ta, atunci tu poți fi sigur că ești pe cale. Și a nu crede ceea ce Dumnezeu spune, asta înseamnă că ne îndoim de cuvântul lui Hristos, ne îndoim de jertfa lui Hristos și ajungem iarăși la cruce, iarăși la jertfă. Pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos este net superioară jertfelor din Vechiul Testament, care trebuiau aduse mereu și mereu, din nou și din nou ritualurile acelea trebuiau făcute. Pentru repetarea unor greșeli succesive. Exact. Acum noi nu mai avem nevoie de așa ceva, pentru că Iisus Hristos s-a adus jertfă pe sine o singură dată pentru păcatele noastre. Pentru ultimele 2-3 minute ale emisiunii, aveam mai multe întrebări aici și din cele 10-15 întrebări despre mântuire, m-am oprit la una. Sunt mulți care n-au ascultat și care s-ar putea ca numărul celor care să fi considerat până acum că sunt mântuiți sau pe cale mântuirii să fie înjumătățiți sau să fie subțiat foarte mult după ce le-ai propus aceste teste. Și sper că măcar mulți vor gândi mult mai serios, sunt sau nu mântuiți sau pe calea mântuirii după ce le-ai dat aceste și cred că ai făcut bine ceea ce ai făcut, Sami. Dar e o categorie de oameni care au înțeles aceste lucruri într-o perioadă a vieților, dar au căzut, poate. Dar s-au îndepărtat, prinși în grijile acestei vremuri, necazuri, probleme, accidente spirituale, atracțiile lumii acestea. Ce le pot spune lor și multor altora care s-a trezit curiozitatea și care doresc să intre pe această cale îngustă și să meargă pe calea mântuirii, pentru finalul emisiunii? Ce pot să le spun e că un om avea doi fii, zice Domnul Iisus în cea mai, una dintre cele mai fantastice pilde care le-a spus. Și într-o bună zi, unul dintre ei a spus, tată, nu mai vreau să stau să te slujesc, vreau să plec. Vreau să mă duc să-mi fac de cap, vreau să mă duc să-mi trez și eu viața, vreau să mă duc să mă simt bine. Și tata îi spune așa, sigur eu parafrazez acum, tata îi spune, ascultă, dragul meu, eu nu am nevoie de nimeni să mă slujească din obligație. Eu vreau o relație cu tine de dragoste. Dacă tu vrei să te duci, du-te. Și fiul pleacă, își vinde partea lui de avere, cheltuie banii și ajunge la porci. Ajunge să păzească porcii, ajunge în zdrențe, ajunge fără nimic, ajunge cu viața făcută țânderi. Și acolo, într-o zi, privind porcii pe care el îi îngrija, cum mâncau lăturile lor, simțindu-le din plin mirosul plăcut, că mirosul de porc e foarte plăcut, așa, spune că și-a venit în fire, adică i-a venit mintea la cap și s-a gândit el, în casa tatălui meu
o mulțime de argați, de angajați, de slujitori. Au belșug de pâine. Eu sunt fiul tatălui și mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. S-a sculat, spune, și a plecat chiar în ceasul acela. Dar știi ce e interesant? Zice, când era încă departe, tatălui l-a văzut. Cum vine asta? Păi tatălui, din clipa când a plecat, s-a uitat după el. Când noi păcătuim, când noi cădem, când noi ne îndepărtăm de Dumnezeu, vorbesc de noi, de copiii lui Dumnezeu, pentru că trebuie să fim atenți aici. Odată ce am devenit copii al Dumnezeu, Dumnezeu lucrează cu noi ca cu niște fii, nu ca cu niște vrăjmași, nu cu niște dușmani. Noi am fost dușmani până ce l-am primit pe Hristos în viața noastră, când am fost împăcați cu Dumnezeu. Dar odată ce am devenit copiii Lui, și trebuie să fim cinstiți, copiii noștri sunt copiii noștri. Mai fac și prostii, fac și lucruri bune, dar ei sunt tot copiii noștri. Și așa e și în relația spirituală. Sigur, Dumnezeu, și chiar Ioan în epistola lui spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Toate astea, tot ce am discutat până acum, Dumnezeu vrea ca noi să nu păcătuim. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel care a murit pentru noi. Și fiul ăsta se ducea spre tata. Fiul risipitor mergea spre tata. Dar tata știe ce face? N-așteaptă ca el să vină până acasă. Tata fuge. N-avem timp, că nu ăsta e subiectul acum, poate vorbim altă dată, că e fantastic să explicăm ce a însemnat că a fugit. A fugit, l-a luat în brațe, l-a sărutat. Mizerabil, așa cum era. Nu l-a dus întâi la baie să-l spele, să-l parfumeze, să-l aranjeze, nu. Așa cum era. Și copilul a început să-și spună poezia. Tata, am păcătuit. Și tata îi spune: taci din gură. A strigat la slugile lui: aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Astăzi avem bucurie mare. Aduceți haina cea mai bună. Puneți-i un inel în deget. Semnul autorității și a stăpânirii. E fiu. A venit acasă. Și explică de ce face asta. Spune el: pentru că acest fiu al meu era pierdut și a fost găsit. Era mort și a fost înviat. Sigur, pe calea aceasta a mântuirii pe care am pornit, fiecare dintre noi avem urcușurile și coborâșurile noastre. Fiecare dintre noi stăm pe platou și nu urcăm sub nicio formă. Și ne trezim uneori colom la vale. Și viața ne oferă fel de fel de surprize. Dar, spune, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Și tot aici, în 1 Ioan, la 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Vedeți? Noi avem o tendință. De exemplu, când eram copil, și tu ai făcut asta, când făceam o prostie, ne ascundeam de părinții noștri. Sau mai făceam ceva. Luam un prieten cu noi și veneam împreună acasă, cu gândul că mama și tata nu o să mă certe față de prieten. Acum, fii atent aici. Așa e și în relația spirituală. Noi de multe ori facem lucruri care n-ar trebui făcute și ne ascundem de Dumnezeu. În loc să fugim de Dumnezeu, noi ar trebui să fugim la Dumnezeu. Chiar când am făcut, zile trecute stăteam de vorbă cu cineva și îi spuneam: spune lui Dumnezeu tot ce ai pe suflet. Și zice: dar am lucruri groaznice. Spune-le și alea. Cele mai groaznice, și alea spune-le. Toate spune-le. Nu fugi de Dumnezeu. Fugi la Dumnezeu. Dar mai fă ceva. Ia un prieten cu tine. Adică pe mijlocitorul nostru, Iisus Hristos. Du-te în numele lui Iisus și spune: Tată, în numele lui Iisus, de dragul lui Iisus Hristos, primește-mă înapoi. Primește-mă înapoi și abia așteaptă să te primească. Abia așteaptă să primească. Pentru că El, Dumnezeu, vrea o relație
de dragoste cu noi. El nu vrea să-L slujim de frică, de obligație, că ne-ar pedepsi, că ne-ar bate, că ne-ar trimite în iad. Nu de aia, ci pentru că-L iubim, pentru că ne e drag de El. Și știi ce spune Domnul Iisus? Spune, ne dă și secretul. Zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Când iubești pe cineva, nimic nu ți se pare greu. Dacă, de exemplu, îți spune cineva, măi, du-te și adu-mi de pe Himalaya o floare de colț. Păi greu. Dacă în persoana iubită îți spune, păi da, ce faci? Iei elicopterul și te duci pe munte și aduci floarea de colț. Că e persoana iubită, o iubești. Ce nu face un îndrăgostit pentru iubita lui? Ce nu face? Și Dumnezeu spune, eu asta vreau, o relație de dragoste. Pentru că eu vă iubesc, eu v-am iubit, vă iubesc, vă voi iubi întotdeauna. Și aștept de la voi aceeași dragoste. Să mi-am ajuns la o oră de discuție la finalul emisiunii și am discutat în această emisiune despre mântuire, despre siguranța mântuirii. Cum știu că sunt mântuit? Cum știu că sunt pe calea mântuirii? Am mai zis noi pe parcursul emisiunii. Mi-ai dat trei categorii de teste. Testul doctrinar, dacă crezi corect, testul vieții, unui vieți neprihănite, să zic așa, și un test social al dragostei. Și am încheiat această discuție pe această idee. Dragostea ca măsură supremă, ca dovadă supremă a mântuirii, a faptului că suntem mântuiți. Mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră. Dumnezeu să binecuvânteze, dragi televizori. Credem că a fost o provocare pentru dumneavoastră. Testați-vă, verificați dacă sunteți pe calea mântuirii și dacă mântuirea este o siguranță, o certitudine în viața dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze.